Nenorocitul ăsta de nepot nu vrea să mai posteze pe YouTube. Eu sunt baba Mia. Am deschis calculatorul aici. Am apăsat din greșeală și am văzut că are canal de YouTube și am zis: mă, nesimțitule, de ce nu mai postezi? Eu sunt Măsa Mare, sunt baba Mia și de acum o să postez pe acest canal. Tă și doarme ca lepra toată ziua și nu postează nimic. Ce? Sunt reduceri la Catena? Hai că vin acum! Donați să-mi iau pastile de inimă! Salutare băieții și bine v-am găsit aici la un nou episod. Astăzi am o veste proastă pentru voi. Baba Mia a plecat la farmacie atunci când au fost reduceri la Catena și nu s-a mai întors. Așa că astăzi trebuie să mergem să o căutăm pe mamaie. Și bineînțeles că o să ne jucăm Resident Evil. Dar o să-l joc prima dată pe 7 și după o să-l joc pe 8, pentru că n-am jucat niciodată Resident Evil. Așa că e un motiv bun să ne căcăm pe noi în timp ce o căutăm pe Baba Mia. Dificultate normal, doar sunt normal la cap. Hai să vedem ce dracu e cu jocul ăsta. Bă, n-am mai postat o grămadă de timp, așa că dați și voi acolo un like. Ce se întâmplă cu tipa asta? Dar unde ești, fă plecată? Ai plecat și tu să prinzi reduceri la Catena? Am înțeles, a plecat pe Germania asta. I-a venit clientul, gata, trebuie să închidă. Hai mă, închide-i de o dracu. Trebuie să mergem să căutăm pe Baba Mia. N-avem timp de pierdut cu astfel de chestii. Bă, ăsta are cameră ca a mea. Un pic cam ciudat. Ce dracu, mă? A violat-o vreunul? If you get this, te-am înșelat. Păi du-te, fă dracu de proastă, doar nu credeai că vin să te caut pe tine. Normal că mă duc să o caut pe Baba Mia. Din păcate, Baba Mia a plecat acum 2 luni la farmacie. De obicei făcea o lună până la farmacie și înapoi, dar acum că am văzut că au trecut 2 luni, am zis că trebuie să facem ceva. S-a dus să ia Viagra pentru tataie. Probabil a răpit-o alt moș. Ce dracu se întâmplă? Suntem cu Dacia Papuc aici, în pădure. Bă, sper că se aude și la voi. Cred că se aude. Așa bagă. Bă, aia e automată în pula mea? Rabla asta. Mamă, ești și cu pei, ești nebun? Ce dracu fac în pădure? She's alive. Baba Mia, ești aici? Coaie, dar jocul ăsta e destul de vechi după grafică. Și totuși l-am dat pe high. Dar nu-i problemă, importantă e experiența. Find Mia. Eu v-am zis că jocul ăsta e despre Baba Mia. Ce pula mea? A, asta e obiectivul nostru. Să o găsim pe Baba Mia. Alo, Baba Mia, ești aici? Iar ai plecat în pelerinaj la Arsenie Boca fără să-mi spui? Pă bune, dacă Resident Evil 8 e făcut în România, atunci Resident Evil 9 trebuie să-l facă tot în România, în pelerinaj la Arsenie Boca. Vă dați seama ce forță ar fi? Arsenie Boca să fie bossul final și să vină toate babele alea zombie să te atace. Să-ți dea cu o bucată de os în cap de la Arsenie Boca. Mă, ce pula mea. Alo. Salut, știi cumva unde este mamaie? A plecat după prezervative și după Viagra și nu s-a mai întors. A, pe aici cred că trebuie să o iau. Cred că am luat-o bine. Deja mă cac pe mine să-mi bag pulea. Uite și ciorile lui Itachi aici. Ce dracu, mă? Astea sunt niște picioare de capră. Hai că de capră. Mamaie, vine înapoi, nu te mai duce după Viagra. Am găsit o metodă mai bună să-i se scoale lui tataie. Ți-am adus niște baloane să-i le legi de penis. Trebuie să sar? Cred că da. Hop. Bă, dar la gameplay așa seamănă cu Outlast. Uite un leagăn. Cred că da, a venit mama aici să se dea în leagăn. Cu fantomele. Bă, dar se mișcă destul de realist leagănul ăla. Suspect de realist. Bună ziua. Ce, mă? Deschide-mă în pula mea ușa. Așa. Dar de ce dracu ai închis ușa? Ai că da. Ah, și acum începe distracția. Bună ziua, este cineva acasă? Sigur bagă un jumpscare acum, să-mi bag pula. V-am zis, n-am jucat niciodată jocul ăsta, dar sigur trebuie să bage un jumpscare, ceva. Oricum am auzit că e cel puțin la fel de șmecher ca 8 ăsta.
ca Resident Evil 8. Ai de pula mea să intri în astfel de casă. Și-au răpit-o pe mamaie și a pus ceva pe cap. Ce e aici? Marihuana? Apropo, vă vedeți că am deschis din nou serverul de Discord, dar data asta cu verificare pe telefon, uitați să intrați acolo și să dați like. De ce să închid ușa? Nu vreau să închid ușa. O să mă prindă ceva aici, sigur. Bă, ăștia încă au curent aici? Bă, și nevastă salul ăsta, ce dracu făcea coaie în casa asta? Deschide! Cred că trebuie să merg pe sus, a? Mamă, deja mă ia cu palpitații, să-mi bag pula. Aha. Bun, am găsit o casetă. Bă, vedeți că mâine pun episod de Jumpforce, deci nu uitați să dați acolo subscribe și să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați când postez că m-am apucat de treabă, serios. Așa vă mint mereu. Au filmat ăștia ceva? Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which. E behind the scenes, Arsenie Boca. A, eu acum joc în rolul ăla care filmează? Ce pula mea facem aici? Da, dar du-te tu primul, și venim și noi după tine, ok? Ce mă? Eu pot să mă dau un leag în cât timp voi vă duce să vă fută fantoma aia în cur? Bă, ăștia filmează ceva, un film? Sau ce pula mea? Bine, v-am găsit aici, la un nou vlog cu Dorian Popa și cu Shelly. Hai băieți, intrați. De fapt, mai degrabă e Shelly și cu Gami. Dă-te mă că deschide Gami ușa. Mamă. I-a dat mare bocanc 45. After you. Intrați voi primii că eu fug dacă e ceva. O casă bântuită? Nu e frate bântuită, e doar... E doar veche atâta. Stai că s-a răstit Shelly la Gami și a tăcut. Bă, eu nu știu cum n-am descoperit jocul ăsta până acum, că pare destul de șmecher. Ia. Ce e aici? Asta e ciorba favorită a babei Mia, de asta am făcea și mie să mănânc. O luam la școală. Hai mă, ce pula mea facem aici? Mamă, și-a stricat ăsta pantofii de la Gucci. Ce vrei, mă? Lasă-mă cu tabloul tău. Aolo. Să-mi bag pula, a dispărut ăla. Eu sunt Clancy. Shelly, unde pula mea a plecat Gami? A, ăsta vrea să ne sperie sau ce? Ai de pula mea, nu vreau să vin cu tine, că tu o să mori, sigur o să mori. Voiam doar să mănânc niște turte dulci de la baba mea. Hai deschide și pleacă. Hai deschide că eu stau aici dacă e ceva, te susțin moral. Where the fuck? Du-te mă, bulangiule, de aici, poate atacă pe la spate cu aia. Ai de pula mea, pare că dacă intru acolo se închide ușa. Bă, mă, cac pe mine cu aia, de ce mă obligați voi pe mine să joc așa ceva? Bine, de fapt eu mă joc, are retardatul. What the hell? Ce e asta? Bă, ce pula mea? S-a deschis o trapă. Fuck this show. Deci am avut dreptate, ăștia chiar filmau un vlog. Chiar era Shelly și cu Gami. Hai mă mai repede, pe ce mă las? Crouch pe C. Vai ce cur frumos ai. Ce l-aș fute. Bă, ce pula mea. A, deci probabil o să trebuiască să intru pe aici și eu după ce văd filmarea asta. Hai bă, du-te-n pizda, mătii. Mamă, îi dădeam două palme să rea direct pe scara asta. Bă, e careva acolo? Bă, până acum niciun jumpscare, deci e bine. Dar mă ține așa în suspans de mă cac pe mine. Bă, ce pula mea coaie ăsta e? Bă, vină mă încoace. În pizda mătii. Du-te în pizda.
Ai de pula mea. Ai de pula mea. Am înțeles, cam atât. Cam atât. Ne-a prins Arsenie Boca direct. Da, o filmare excelentă. Un material demn de vlog. Ai de pula mea. Deci trebuie să trag aici de asta. De ce fac eu toate... tâmpeniile astea? Mamă, gândași direct de bucătărie. Ha, îmi vine rândul, asta este, băieți. Bună asta. Baba Mia, ești aici? Te rog frumos, vino să-mi faci turte calde. Turtele nevestii nu se vor compara niciodată cu turtele bunicii. Bă, e unul care mă așteaptă pe aici, sigur. Sunt curios cam cât de lung e jocul. Ai de pula mea, uite-l pe ăsta mort. Cred că are minim 3 luni. Bă, dacă de fapt Baba Mia este villain în tot acest timp și aia îi omoară pe ăștia. Sper că nu mă aleargă rahatul ăla. Alo? Baba Mia! De unde pula mea cheie coaie? Uite-o ține pe asta aici. Pe nevastă sau lui ăsta. Aha, bună asta. Și nu-mi zice acum că trebuie să fug cu târfa după mine. Fă, ești în viață? Mia, thank God I found you. It's me, it's Ethan. Ethan? Why did you come here? You shouldn't be. Eram sigur. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? A, și ne închide ăsta. Did he see you? Who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy, mama. We need to go now. I-a rupt curul ăsta. I-a rupt curul ăsta, Daddy. Cât timp a fost plecat. Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Ce se întâmplă, fă, m-ai înșelat? Ți-a curs rimelul. Has it really been 3 years? Bă, de 3 ani asta aici? Să moară Jacksana. Hai, fă, mișcă-te. Că-mi bag pula în el, îi dau cu ceva în cap. What is this place? What they do to you? Not now. We need to get out of here first. Mă, dar cum pula mea a ajuns asta aici? A plecat la muncă în Germania. Fă, pot să nu mai respir așa că mă cac pe mine? Uite că nu pot să trec pe lângă ea. Se aud ceva lanțuri. Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. What you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. Mă, ce pula mea se întâmplă? Cu Resident Evil-ul mătii și cu cine se mai joacă așa ceva că... Hai, fă! Mișcă-te mai repede, ai țâțele mici ca de obicei. Să-mi bag pula, mai filmez un pic și mă fut în el de joc. Deja e prea mult suspans pentru azi. Alo? I'm sure of it. Ce e asta? It's not here. It's gone. It's gone. Ce ai, mă? Ce dracu țipa asta așa? We're gonna be a family. Now that you're here. A, deci îl capturează și pe ăsta. Deci mai era o ușă aici? Poți să închid, dracu, ușa asta? Apare nu merge. Deci îmi trebuie o rangă, ceva. Aha, asta e intrarea. Ce pula mea? Ai că da. A, s-a deschis. Mă, ce pula mea se întâmplă? Ah, să intrăm, să nu intrăm.
Bă, da, un pistol, ceva, o armă. N-a luat și ăsta în pula mea. Te duci dezarmat într-o casă bântuită. Cred că trebuie să iasă ceva să mă sperie. Trebuie să mă întorc înapoi, dar... Ce pula mea! Băi! Du-te, fă-n pizda, mătii de urâtă! Asta e nevastă sa? Mamă, ce forță a prins, a dracu! Închide ușa! Trebuie să o omor! Nu! Pleacă, fă-n pizda, mătii! M-a tăiat! Du-te, fă-n pula mea și... Ai de pula mea, m-a omorât! Coai! Cum pula mea o omor pe asta? Dă-i mă bătaie ca în vremurile bune. Parcă-i prea posedată dintr-o dată. Marș, fă-mi pizda, mătii, și fă-mi... O gogoașă! Mamă, ce... Ce mi-a făcut? Asta e bântuită în pula mea. Mă, ce pula mea? S-a omorât? Și fii atent, acum o strigă. O las pe asta aici, așa? Și plec? Acum e încuiată ușa, bineînțeles. Ridică-te, fătre, să-mi faci ciorbă de legume. Nu, am glumit, am glumit, am glumit. Hai bă, lasă-mă. Dă-i. A găsit un topor. Am înțeles. Hai, fă 1v1, futu-ți rasa, mătii. Unde pula mea s-a dus? M-a omorât? Nu! Mori, fă firea aia, dracu. Dacă nu vrei să-mi faci tocăniță, te fac pe tine tocăniță. Are păr la sub braț. Mamă, am omorât-o. Asta e, rest in peace. Mama e mai importantă. Sună cineva la telefon. Alo, ori fi ăștia de la Vodafone? Băieți, îmi pare rău că nu mi-am plătit factura. Vă rog frumos, mai așteptați două zile. Attic? Care dracu-i attic? S-a mai deschis o ușă? Aoleu, ia ăsta! Bă! A dispărut asta! Futu-ți gura, mătii! A, uite-o pe asta iar! Futu-ți gura, mătii! Unde dracu s-a dus? Să pornesc curentul, probabil. Gata, au pornit curentul? Și acum? Futu-s morții, mătii. Ce m-a speriat. Ho, futu-s morții, mătii. Mă bate femeia. Ai de pula mea. Mi-a dat tot o medală la mână. Hai, nu zice că vine cu drujba. Am înțeles. Fă măcar omoară mă repede sau dăm niște clătite înainte. Ai de... Bă, ești prost? Asta trebuia să se întâmple?
Hai că mai trăiesc după asta. Ce dracu zice asta? Perfect normal. O să dau cu sânge pe aici, pe pereți. Bă, băieți, ne oprim aici de data asta, continuăm de aici. Continuăm de aici, mergem să ne facem o friptură din mâna asta sau să încercăm să o lipim cu super glue, nu știu. Ce pula aia, am pus să o iau? Înțeles, i-am dat inspect. Bună-i. O folosim noi mai târziu. Da, îi excelentă. Poți să faci laba cu ea toată ziua. Da, bă, cam atât cu episodul ăsta, dacă mai vreți. Nu uitați, dați și voi acolo like. Hai să facem 500 de like-uri măcar la clipul ăsta. Nu uitați că am redeschis serverul de Discord. Dați acolo click pe link-ul din descriere. Și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la alin.mihai20. Eu v-am pupat și ne auzim data viitoare. La revedere!